Ce este radioterapia și în ce scop se folosește? Radioterapia este o metodă de tratament loco-regională a cancerului care folosește radiații ionizante în scopul distrugerii celulelor tumorale de la nivelul unui țesut. Se poate folosi cu intenție curativă atunci când se dorește control de lungă durată sau vindecarea bolii, sau cu intenție paliativă atunci când se dorește ameliorarea unor simptome, precum durerea. Ce are de făcut un pacient pentru a beneficia de serviciile și tratament la centrul dumneavoastră? Pacientul este rugat să se prezinte pentru un prim consult, ori fizic la noi în clinică, sau o consultație online, trimițând toate documentele la adresa de e-mail a clinicii. Care sunt documentele necesare pentru a beneficia de tratament sau pentru a primi o opinie avizată din partea unui medic Med-Europa? Toate documentele legate de patologia oncologică sunt importante, pornind de la rezultatul histopatologic care confirmă diagnosticul de cancer, rezultatul investigațiilor imagistice și CD-urile de la CT, RMN, colonoscopie sau altele dacă are pacientul, scrisorile medicale pe care le are de la medicul specialist sau medicul oncolog. Ce tipuri de cancer se iradiază în centrul din Constanța? În centrul nostru se iradiază aproape toate tipurile de cancer și dacă ar fi să pornim de sus în jos, ar fi să numim tumorile cerebrale, tumorile din sfera ORL, tumorile toracice și aici este cancerul de esofag, cancerul pulmonar, tumorile hematologice cum este limfomul, tumorile gastrice și tumorile pelvine. Aici aș nominaliza cancerul de rect, cancerul de prostată, tumorile ginecologice, de asemenea și sarcoamele. Centrul a luat decizia pentru pacienții care vin din județele limitrofe județului Constanța să le asigure cazare gratuită și transport. De ce s-a luat această decizie? Noi am dorit să venim în sprijinul pacienților care nu sunt din Constanța și sunt din localitățile limitrofe precum Tulcea, Călăraș, județul Ialomița și să le putem oferi cazare și transport gratuit pentru a putea face radioterapie în centrul nostru. Aceasta a survenit ca și urmare a dorinței de a manageria și a fi atenți la efectele adverse care pot să apară pe parcursul iradierii, în special aș putea să nominalizez toxicitatea digestivă care poate să apară în cazul iradierilor pelvine. De asemenea, dorim să ne protejăm pacienții în situație de pandemie și să îi expunem cât mai puțin la riscul de coronavirus, iar cei mai mulți dintre acești pacienți care erau din alte localități făceau zilnic naveta către centrul din Constanța, folosind un mijloc de transport în comun și astfel avea un risc destul de mare de a lua un virus, coronavirus sau alte infecții virale din contactul cu alți oameni.